Gheorghe Râga, ai trăit momentul premierei la Bacău. Iată că acum evenimentul se repetă la Chișinău. Lumea a fost încântată, a fost fascinată de spectacol. Care este impresia ta de traducător privind cu ochiul spectatorului din sală? În primul rând, trebuie să mărturisesc că e prima mea descindere, să zic așa, la Chișinău, cu Omar Hayam. Îmi pare bine că marele poet persan, cel mai mare poet, sau mai bine spus, cel mai popular din toate timpurile, a pătruns și în aceasta a doua Românie. În ceea ce privește spectacolul, el a fost excelent imaginat și realizat de directorul și de prietenul nostru, Gheorghe Geu Popa, care a știut să armonizeze aproape toate tendințele poeziei lui Omar Hayam, ale celebrelor rubaiate, care au fost revendicate în diferite moduri, de diferite grupări, nu numai literare, ci și religioase. De asemenea, trebuie să remarcăm prestația de excepție a unui mare muzician iranian care s-a căsătorit în România, ceea ce este foarte bine pentru cultura noastră, și anume Amir Heydar Hodoye, un muzician clădit în Iran, dar care se pare că se desăvârșește în România și nu numai prin căsătoria cu o româncă. Vreau de asemenea să remarc intuiția coregrafică, de excepția celor doi dansatori. E vorba de Bianca Bor și de Cristian Osoloș, care într-un timp foarte scurt și-au dat seama și au intuit dinamica rubaiatelor și nu în ultimul rând sensul general al acestora. A fost, după opinia celor care au vorbit pentru televiziunea literară, un spectacol extraordinar, pentru care în calitatea de traducător nu pot decât să te felicit la rândul nostru. Mulțumesc și vă mulțumesc și vouă de asemenea, reprezentanții ai televiziunii literare. Ce bună idee cu această sintagmă, televiziunea literară. Era un mare dor în Bacău și în Moldova și în țară de un astfel de nume și sper că mesajele sau mesajul pe care l-ați cules aici să ajungă și la mintea și la inima telespectatorilor băcăuani. Nu numai băcoan, pentru că e o televiziune online care circulă în toată lumea, așa că ne vor vedea românii de pretutindeni. Bine, atunci și românii de pretutindeni, pentru că, așa cum am mai spus, Omar Hayam este pentru prima dată, adică apare pentru prima dată într-o ediție integrală și cu o traducere originală, ceea ce vrea să însemne că cititorii avizați și extrem de numeroși ai lui Omar Hayam vor citi acum un Omar Hayam de la mama lui. Mulțumesc! Mulțumesc!